În alt preasfințitul părinte Andrei Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a sfințit astăzi piatra de temelie pentru o nouă biserică în localitatea clujeană, sub coastă. Biserica ce va fi ridicată în localitatea aflată la 3 km de orașul Cluj-Napoca va purta hramul Brâul Maicii Domnului și va fi construită pe un teren donat de parohia vecină din satul Sânicoară. Toți, și eu și dumneavoastră, ne bucurăm că astăzi se pune temelie pentru o nouă biserică. Din păcate, demografic, țara noastră scade. Tinerii în putere, mulți, aproape 5 milioane, s-au dus la muncă în străinătate. Satele îndepărtate de oraș se împuținează. Au rămas acolo numai bătrâneii care pleacă la Domnul. Face excepție Clujul și localitățile înconjurătoare, inclusiv Sânicoara, Apahida, Floreștiu și celelalte pe care le știți. Acestea cresc, celelalte toate scad. Și ne bucurăm că se face această biserică, pentru că aici vor fi case, aici vor fi locuințe și va fi nevoie de biserică. După sfințirea pietrei de dămerie, Ierarhul a binecuvântat și capela ridicată provizoriu până la edificarea locașului de cult. Astăzi Bunul Dumnezeu a rânduit ca prin punerea pietrei de temelie să fim toți slujitori și Maicii Domnului. Astăzi, prin rugăciunile care le-am ridicat împreună, putem să zicem că vom fi toți cei aflați aici, titore acestei sfinte biserici. Vreau să-i mulțumesc în al preasfințitului episcop și mitropolit Andrei că a avut încredere în mine și mi-a înmânat și mi a convințat să viu ca trimis al dânsului în mica comunitate sat sub coastă și împreună să punem piată de temelie la biserica nouă înființată cu hramul Brâul Maicii Domnului. Parohia Brâul Maicii Domnului sub coastă a fost înființată în luna ianuarie 2019, fiind aflată în localitatea cu același nume din comuna clujeană Apahida.